Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Dacă mai înainte erau destule cuvinte spuse, ce să mai zic eu acum? Sigur, s-a spus cât e nevoie și dacă ne-ar da Domnul din pilda deosebită a Sfântului Ioan Botezătorul ceva putere să punem în practică, ar fi destul. Sfântul Ioan Botezătorul poate fi și un sfânt al oastei și de-aia m-am bucurat că Părintele Claudiu hotărât să facă adunarea astăzi, pentru că și înaintașii noștri și Părintele Iosif Trifa au socotit că e mare trebuință mărturisirea lui Hristos. Acum ne rămâne să luăm de la Sfântul Ioan exemplul lui deosebit. Faptul că el, chiar ziceam astăzi la noi la bisericuță, noi nu știm exact, dar putem bănui că predica lui a avut un impact extraordinar asupra, de fapt, știm după, chiar și după profeție, asupra celor din vremea lui. Pentru că s-a spus că el va netăzi calea înaintea Domnului. Să nu ne echipuim că lumea atunci era mai bună cu mult decât acum. Și atunci erau, după cum știm, nicâte a înfierat Mântuitorul și la farisei. Erau multe păcate, multă corupție. Vedem și din felul în care a sfârșit Sfântul Ioan Botezătorul, câtă destrăbălare și beție și nerundială era și în vremea de atunci. Dar Sfântul Ioan Botezătorul, prin faptul că a ajuns, prin exemplul lui, să fie recunoscut ca profet. După cum ziceau, el n-a făcut nicio minune, dar trăirea lui era atât de înaltă, încât toți care ascultau erau convinși că este omul lui Dumnezeu, că este un profet. Până și Irod. În Evanghelia zilei, zicește de la Marcu. Și Sfântul Marcu scrie negru pe alb că Irod îl asculta cu bucurie și făcea multe lucruri bune din pricina lui. Și el n-ar fi vrut să-l omoare. A fost urzeala Irodiadei. Deci, ce putere în cuvânt avea Sfântul Ioan Botezător, dacă până și Irod, care știm clar din ziua de astăzi, din Evanghelie, cât era de decăzut, și totuși el îl asculta cu plăcere și făcea multe lucruri bune din pricina lui. Dar să ne gândim la oamenii aceia care veneau și întrebau ce să facem și le spunea, cine are două haine să dea una celui ce nu are. Cine are mâncare, să dea celui ce nu are. Vin soldații, noi ce să facem? Voi să vă mulțumiți cu solda voastră, să nu acceptați niciun fel de mită, de șpagă, de corupție. Dacă Irod l-a luat în serios, cu cât mai mult l-or fi luat în serios oamenii aceștia care nu erau decăzuți ca Irod. Aveau păcate, le mărturiseau, le spălau în râul Iordan și apoi ce să facem? Și făceau ceea ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că el avea această putere teribilă a exemplului. După Maica Domnului, dintre oameni, el este cel mai cinstit de către noi, de către ortodoxi, de către biserică. Și pentru că l-a botezat pe Domnul Hristos și a fost înainte mergătorul Domnului. Și pentru felul în care a sfârșit, mărturisind până la capăt adevărul. Și este, viața lui este o taină pentru noi. Chiar mă gândeam acum că ar merita să căutăm niște studii serioase făcute despre Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că noi știm ceea ce se știe la nivelul comun. Chiar și noi care slujim preoții. Dacă nu căutăm să aprofundăm. Este un personaj foarte tainic. În unele icoane e zugrăvit cu aripi. Cu aripi de înger. Pentru că el este primul care a trăit în trup, dar o viață îngerească.
Să stai în pustie, să înduri așița zilei și frigul îngrozitor al nopții, în zona aceea teribil de săracă, de aridă. Deci a avut un nivel de viață extraordinar. Și aș vrea să mai spun că pentru noi sunt foarte importanți ca să născută Dumnezeu, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că ei au ajuns la o măsură de bunătate de neimaginat pentru noi. Dacă în timpul vieții lui pământești, Sfântul Ioan Botezătorul avea un așa impact asupra oamenilor, încât efectiv oamenii își schimbau viața văzându-l și ascultându-l, cu cât mai mult acum, când Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul sunt lângă Domnul Hristos, într-o putere și o slavă cerească, mijlocind pururea pentru noi, pentru cei din biserică. Normal, când ne uităm spre ei, cred că primul gând care ne vine este să ne zmerim, pentru că suntem conștienți de ce nivel de săvârșit de trăire au avut ei și de mărturisire și cât suntem noi de departe, sau cât sunt eu, să nu vorbesc despre alții. Dar apoi, văzând bunătatea lor, dragostea lor jertfernică, puterea lor de mijlocire pentru noi, îndrăznim să le cerem ajutor. Și foarte bine a spus fratele mai înainte, pentru noi așa de mult contează acel cuvânt din Epistola către Evrei, că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Noi totdeauna să fim conștienți că pe lângă ceea ce vedem aici în biserică, trupește, frați, surori, preoți, sunt între noi și norul cel mare de martor, Maica Domnului și toți sfinții care sunt cu noi. Și în funcție de cât suntem noi de deschiși spre ei, spre comunia cu ei, este și sensibilitatea noastră la ei. Am rămas foarte plăcut, surprins, chiar uimit am rămas de cum ne-au ajutat pe noi Sfântul nostru de la Patarât, Sfântul Moise Etiopian. Alaltăieri, când am început să facem curat în biserică, a început ploaia aceea puternică și două ore și ceva cât am făcut curat, o ploaie continuu. Atât ne-am bucurat și eu am fost convins că e un dar de la Sfântul Moise. Dar astăzi mi-a spus Marius o explicație pe care o dat-o femeie de acolo, de Enie Romă. Eu n-am auzit-o, pentru că eu am fost cu părintele mai cât altar. Zice, auzit că Sfântul Moise ducea apă la călugări. Deci, nu, uite, vezi, dacă ducea apă la călugări, la cei neputincioși, bolnavi, i-o dat și nouă ploaie, i-o dat și nouă apă. Și așa-i. Deci, sfințe, dacă cât de cât suntem atenți la ei, la prezența și lucrarea lor, ne dau daruri. Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar că dorește să se ducă dincolo la Domnul Hristos, să se îmbrace în acel trup de slavă, să fie pururea cu Domnul. Păi cu siguranță când s-a dus acolo, în acea stare de slavă, fiind pururea cu Domnul Hristos, El se roagă, fiind în orul de martor, se roagă neîncetat pentru noi. Dar în special îi cinstim și îi apreciem și îi iubim pe Sfânta Fecioară Maria și pe Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că ei stau unul la dreapta și altul de-a stânga a Mântuitorului și pururea se roagă pentru noi și vor miloci pentru noi și la judecata de apoi. Avem nădejde aceasta. Și să ne ajute Domnul, ca și noi, cu asta am început, că noi cei din oastel putem avea ca un fel de ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, mărturisitorul lui Hristos prin excelență, pentru că și noi vrem să-L mărturisim pe Domnul Hristos. Probabil că aici ar trebui să fim și noi mai atenți la ce exemplu dăm celor de lângă noi. Și v-am mai spus aici de fratele Valer Mândroni. Anul ăsta am fost până la Ciula Mare, când am fost acolo la adunare și am vorbit cu unii din cei care mai știau despre el. Interesant că nici de la el nu a rămas nimic scris. Este foarte clar
Eu îl numesc singurul martir al oastei Domnului cu acte în regulă, iar ar putea fi canonizat oricând. Îndeplinește toate condițiile pentru canonizare. Sfântul martir Valer Mândroni. Și deja pe monumentul de la Gheara l-am spus că e trecut preot Valer Mândroni. Fără să știe nimeni cum, el deja e înălțat, chiar în ochii celor de aici pe pământ. Și ceea ce îmi spuneau cei care știau despre el, de la cei bătrâni care au fost înainte și l-au auzit, el își povestea modul în care s-a întors la Domnul, prin cercetarea îngerului, și pentru că oamenii l-au cunoscut și era atât de evidentă transformarea vieții lui, din ce a fost înainte și ce a devenit după ce îngerul a trimis la biserica unde era adunarea oastei Domnului și s-a întors la Domnul, schimbarea aceasta era așa de evidentă încât nu trebuia să spună multe alte cuvinte. Și atât de puternic a fost mărturisirea lui de aproape 7 ani, încât regimul comunist a hotărât că trebuie și el să fie întemnițat ca să se oprească ceea ce a făcut. A fost pentru o vreme oprit, însă mărturia lui și exemplul lui, pilda lui, au rămas mai departe. Și așa ceva ne trebuie și nouă. Deci dacă am putea să fim, pentru cei care ne cunosc, un astfel de exemplu, atunci mărturia noastră, ceea ce spunem noi despre Domnul Iisus Hristos, ar fi luat în considerare. Domnul să ne ajute pentru rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul și a tuturor Sfinților. Amin.